Salut, prieteni! Eu sunt Florin din partea ITAssistem.org și astăzi o să vă prezint o aplicație foarte, foarte interesantă și foarte importantă. Haideți să vă dau un mic exemplu. Să spunem că vreți să faceți un upgrade la memoria RAM, să mai puneți niște giga de RAM. Aveți unul, vreți să mai puneți încă un giga și nu știți ce frecvență are memoria RAM. Sigur, sunt mai multe aplicații care vă spun ce frecvență are memoria RAM, însă aceasta este o aplicație care nu consumă foarte multe resurse, aș putea spune că nu consumă chiar deloc. Haideți, deschidem un browser și scriem pe Google CPU liniuță Z. Dăm Enter. Apoi mergem pe al treilea rezultat, www.filehippo.com și apăsăm pe acest buton de download. Așteptăm puțin. Dacă nu vă pornește download-ul, văd că mie mi-a pornit, cred că de două ori. Pornește un pic mai greu. Dacă nu vă pornește, apăsați pe acest link. O să-i dau și eu OK. Este o arhivă cu câteva fișiere. Să creăm pe desktop un folder pe care să-l numim... Îl numiți cum vreți dumneavoastră, eu l-am numit CPU liniuță Z. Selectăm fișierele și pur și simplu le aruncăm în folder. Închid aici. Ăsta e folderul, deschidem. Avem 3 fișiere. Un fișier executabil, un fișier ini și un fișier txt. Ăsta este un readme, care vă spune mai multe despre această aplicație. Vedem ce versiune este, când a fost lansată versiunea. Hai să-l fac mai mic, poate îl vedeți mai bine. Aici ne dă câteva cheiuri, ce facem dacă apăsăm F5, dacă apăsăm F6, F7, în fine, asta e un fel de manual de utilizare. Ceea ce ne interesează pe noi este aplicația în sine. O pornim, să bag asta în bară, așteptăm puțin și avem aici mai multe taburi. Primul dintre ele CPU sau CPU, este vorba despre procesor, ne spune ce procesor avem, Intel Core 2 Duo 6600 de 2,4 GHz, ne spune tehnologia pe 65 de nanometri, ce socket 775, apoi pe următorul tab avem caches, apoi mainboard, aici ne spune despre placa de bază, ce model este, de cine este făcută, memory, aici practic vroiam să ajung. Vă spuneam la începutul tutorialului, vreți să vă schimbați, să vă upgradeați memoria RAM, să puneți mai mult și nu știți ce frecvență are. Aici ne spune tipul memoriei DDR2, asta e un lucru foarte important, pentru că dacă aveți DDR2, să nu vă gândiți că puneți în calculator împreună cu memoria DDR2 memorie DDR3. Asta să vă iasă din cap. Câtă memorie avem? 2 GB, este dual channel și asta este memoria. Pardon, asta este frecvența, 400 MHz. 400,400. Deci nu poate să fie alta. Apoi avem SPD, aici avem informații despre memorie, câte sloturi de memorie RAM avem, care sunt sloturile ocupate, în cazul meu slotul 1 și slotul 3,
câtă memorie avem disponibilă pe fiecare slot, grafica, ce placă avem, Nvidia GeForce 7600 în cazul meu, câtă memorie are placa, ce fel de memorie. Apoi mai avem un ultim tab și anume About, ne spune informații despre versiunea curentă a programului, cine este autorul, ne dă și o pagină web în caz că dorim să aflăm mai multe despre program. Putem să salvăm acest report al programului, ceea ce a făcut programul până acum, în două variante, TXT și HTML. Hai să-i dăm savereport.txt. O să-l pun pe desktop. Așa arată. Hai să bag programul în bară. Îl deschid și aici ne spune practic ce avem în calculator, toate informațiile legate despre componentele PC-ului nostru, ne spune despre chipset, despre absolut tot, despre ce memorie avem, câtă memorie avem, câte canale are memoria, frecvența memoriei și așa mai departe. O grămadă de lucruri, zic eu, foarte interesante și foarte, foarte importante. V-am dat acel exemplu de la început cu upgradarea memoriei RAM. Eu zic că este o aplicație foarte interesantă, sper să vă placă. Eu unul o utilizez, am în minte să fac un upgrade la memoria RAM, să mai pun un giga și pur și simplu nu știam ce frecvență are până am dat de această aplicație și mi-a spus despre ce este vorba. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit acest tutorial. Sper că veți urmări și alte tutoriale pe itassistem.org. Până data viitoare, aștept răspunsurile și comentariile voastre pe pagina noastră itassistem.org. La revedere!